restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our king. Poate fi oare adevărat? Trăiește regele nopții? Îl vom revedea? Noaptea este neagră și plină de spaime, dar în episodul 3 ne-am trezit cu niște spaime să ne sară ochii din cap. În fiecare luni, la 9, mă uit cu sfințenie la Game of Thrones. Dar atenție, urmează spoilere. Dacă încă nu ați văzut episodul, fugiți cât mai puteți. Pentru că cea mai tare scenă pe care am văzut-o până acum a apărut în ultimul episod din Urzeala Tronilor. Așteptarea noastră a luat sfârșit, dar lucrurile cred că vor lua o întorsătură mult mai urâtă. Noaptea cea lungă ne-a arătat că răul poate fi învins, dar asta nu înseamnă că întrebările se opresc aici. Există o întrebare pe care n-a pus-o nimeni. Focul dragonilor, oțelul valirian și obsidianul trebuiau să omoare umblătorii albi, dar nu și pe regele nopții. Pentru că cele două forțe, frigul și focul, se anulează reciproc. Regele nopții nu poate fi ucis așa ușor, iar uciderea lui nu restabilește echilibru. Despre asta vom vorbi însă mai târziu. El ar trebui ucis de o armă magică, nu? Credeți că a scăpat de regele nopții, nu-i așa? Tocmai de-aia îi zice regele nopții. Știe unde stai, știe cum o cheamă pe maică-ta și are o sabie de gheață pe care e gata să o folosească. Pe deasupra are și o armată de umblători albi și îi place arta, după cum am văzut în ultimul episod, mai ales din mâini și picioare. Dar stai, veți spune, ești nebun, regele nopții este mort și îngropat. Nu, binele are nevoie de rău. Am văzut în episoadele anterioare profeția preotesei Melisandre. Arya Stark trebuia să închidă ochii verzi și ochii albaștri. S-ar putea ca aceștia să-i aparțină și lui Cersei Lannister. Este de ajuns un simplu cuțit din oțel valirian și pregătirea Ariei de om fără chip să ucidă o creatură legendară? Este posibil ca regele nopții să renască? Am văzut în primele episoade cum umblătorii albi răpeau copiii și îi duceau în pustiul înghețat. Dar mai ales, e posibil ca Bran să devină regele nopții. Chiar dacă lupta pentru tronul de fier continuă, cred că această luptă mitologică și simbolică este mult mai importantă, binele și răul, frigul și căldura. Ea nu trebuie neapărat să aibă reprezentanți în persoanele regelui nopții sau Azor Ahai. Această luptă mitologică între bine și rău există de la începutul timpului. Oare va câștiga și de data aceasta binele sau frigul va învălui întregul Westeros din nou? Eu tot aștept noaptea cea lungă. Însă vorbeam mai devreme de spirale și nu aș vrea să las o idee neterminată. Țineți minte această imagine. Dar și aceste imagini, tot cu spirale? Da, ați ghicit, e vorba de spirala morții care apare de nenumărate ori în film, mai ales atunci când este creat regele nopții de copiii pădurii, dar și la pumnul primilor oameni. Ea apare chiar și în peșterile de sub Dragonstone. Mai mult, spirala seamănă cu dragonul cu trei capete de pe sigiliul casei Targaryen. Deci regele nopții era Targaryen sau făcea parte din casa Stark, așa cum sugerează unele teorii. Faptul că el poate călări dragonul Viserion spune multe. Alte teorii ale fanilor sugerează că aceste simboluri legate de spirale fac referire la schimbări și menținerea armoniei. Atunci când copiii pădurii i-au creat pe umblătorii albi, au stricat echilibrul naturii. Spirala apare în crângul sacru de copaci de la Winterfell și în multe alte secvențe. Iar regele nopții vrea întocmai ca Thanos în Avengers să restaureze echilibru. Cum? Foarte simplu, îi omoară pe toți. Am văzut această spirală peste tot în film, inclusiv în templul lui Baelor, adică în credința celor șapte. Este unul dintre cele mai vechi simboluri spirituale ale omenirii. Ea apare fie ca reprezentare a soarelui, fie ca reprezentare a infinității. La cel, spre exemplu, simbolizează nașterea, dezvoltarea și renașterea. Așadar mă întreb, oare îl vom vedea din nou pe stăpânul inelelor? Nu, pe regele nopții.
Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica. Ta 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 ta.